Salut! Vreau să împart ceva pentru, mai ales pentru oamenii care simt că au abilitatea de a, și dorința de a ajuta pe alții, de a țin, de a duce mai multă lumină în această lume. Este așa o tendință. La un moment mă aflu într-un spațiu cu mai mulți oameni, care, dintre care o bună parte sunt lucrătorii luminii, cum se numește, care lucrează cu oamenii, care ajută oamenii să trezească, să la curaj, la puterea lor. Și aici am observat că este tendința de a acestor oameni, de atunci când te întâlnești sau ești în spații de astea, te întâlnești cu alții, parcă se pare că poți să pară că cineva e mai puternic, cineva mai mult poate, mai mult are. Și pare că deja sunt mulți, dar e destul să ieși afară și să vezi câtă lume trăiește în tuneric și câtă lume trăiește în frică. Mai ales în lumea în care trăim, în care suntem așa de opresați de dorință, de ce și trebuie să ai, ce și trebuie să achizi, alergarea după bani, după reușite, după succes. Este mult, foarte mult nevoie de lucru. Și când ieși afară și vezi câtă lume trăiește în întuneric, în frică, îți dai seama că nu sunt mulți care lucrează. Nu sunt mulți. Toți cei care au dorința și abilitățile, măcar un pic, este nevoie, lumea are nevoie de tine. Dacă ești așa o persoană și cumva te-ai simțit incomodat sau nu ești destul, nu ai destul cunoștință, nu ai destul influență, nu ai destul putere posibil și cineva are mai mult, a acumulat mai mult, poate faci mai mult, lucrează cu mai mulți oameni, știi că asta nu e adevărat. Știi că această lume are nevoie de tine și întâlnesc, este mult și mult și mult necesitate de tine, de oameni care pot, care au abilități cât de mici la moment posibil, dar tu, sentimentul tău, simți să îți spune adevărat că este posibil și lumea are nevoie de tine. Asta vreau să transmit astăzi, acum. Și am onoarea și binecuvântarea să pot face eu acest lucru și totodată să întâlnesc mulți oameni. Și am simțit și eu acest lucru, că uite, cineva deja s-a pornit mai de mult și are mai multe căi, mai multe posibilități, mai mulți oameni care servește, mai multă experiență, dar niciodată nu-i prea puțin. Dorința este deja destulă pentru primul pas și vreau să te îndemn să faci acest prim pas, să știi că dacă îți pare că în jurul tău s-ai întâlnit doi oameni care cu mai mulți și ești mai mic sau mai puțin, nu este adevărat că lumea, în lume sunt puțini, în deopște, sunt prea puțini și are nevoie de tine. Aho. Da, dă un semn aici, pune un comentariu dacă te simți așa o persoană și dacă ai simțit vreodată ceea ce am menționat eu, te simți un pic mai puțin decât alții, că e târziu deja, că eu posibil nu pot atât de mult să-i ajut pe ceilalți cu cum îi ajut aceștia sau acela. Pune un comentariu dacă ai simțit asta. Și îndemn să faci pașii necesari, să-ți fie frică și să știi că lumea are nevoie de tine. Foarte mult. Acum ca niciodată. Foarte mult. Trăim într-o perioadă în care foarte mult lume este deconectată de sine, de inima sa, de lumină, și este mult frică, multă anxietate, mult durere acumulată, și lumea are nevoie de tine. O zi frumoasă!